prezenți de fiecare dată, acolo unde misiunea le-a cerut-o, jandarmii din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Giurgiu, 120 la număr, vor participa și la ceremonialul militar și religios organizat în municipiul reședință de județ cu prilejul Zilei Naționale a României. Principala misiune a jandarmilor giurgiuveni va fi aceea de a asigura măsurile de ordine și siguranță publică pe timpul acțiunilor de la Monumentul Eroilor, din incinta Bisericii Eroilor, ci din Piața Tricolorului. Peste 120 de jandarmi vor participa la manifestările organizate în municipiul Giurgiu cu prilejul sărbătoririi Zilei Naționale a României. Principala misiune a jandarmeriei este aceea de a asigura măsurile de ordine publică pe timpul tuturor activităților. Totodată, Inspectoratul de Jandarmi Județean Giurgiu va fi reprezentat la ceremonialul militar și religios de plutoane pentru defilare, jandarmi pentru depunerea de coroane de flori și gardarea monumentului, iar giurgiuvenii care vor fi prezenți la manifestări vor putea admira câinii de serviciu și autospecialele din dotarea jandarmeriei. Tot de 1 decembrie, pentru prima oară, de la înmânarea drapelului de luptă al unității, jandarmii de la Giurgiu vor avea prilejul să defileze cu neprețuitul și importantul simbol al vitejiei și meritelor poporului român.